Unul dintre cele mai moderne și dotate dispensare din zonă se află la Ucea. De curând, unitatea medicală a fost inaugurată în prezența a 10 de săteni, dar și a mai multor oficialități locale și județene. Întreaga investiție a costat 90.000 de lei, bani alocați de Consiliul Județean Brașov. Localnicii din Ucea beneficiază de cele mai bune condiții atunci când trec pragul medicilor de familie. Dispensarul uman din comună, care până nu demult arăta mai degrabă ca o ruină, a fost modernizat și dotat la cele mai înalte standarde. De curând, unitatea medicală a fost inaugurată și sfințită. Aici am venit să inaugurăm dispensarul, o investiție, o reabilitare a dispensarului vechi, făcută cu banii de la Consiliul Județean. De fapt, ca și marea majoritate a comunilor din județul Brașov, și comuna Ucea n-ar putea să supraviețuiască fără banii Consiliului Județean. Un miliard, două miliarde cât au din venituri proprii cei de aici, toate lucrurile care se fac, investițiile, reabilitări de cămine, toate se fac cu banii noștri. Și, din fericire, cel puțin în anul trecut, am avut destui, sperăm să avem și anul ăsta ca să reușim să mai facem astfel de investiții și în celelalte comune. Este o zi deosebită pentru noi. Astăzi am inaugurat noul look, să spun, al dispensarului comunei Ucea. Avem onoarea să avem ca invitat de seamă pe domnul președinte Aristotel Căncescu, președintele Consiliului Județean. Mulțumim pe această cale domnului președinte pentru sprijinul financiar pe care ni l-a acordat. Mulțumim și cetățenilor comunei Ucea. Se vede că Ucea are o altă conducere, se vede că Ucea are un alt lider care dorește să facă ceva, să se implice, să schimbe fața satului, fața comunei, și rog cetățenii încă puțin răbdare și să se vadă cât mai multe obiective de acest fel. Cadrele medicale de acolo au primit și aparatură modernă, așa că cei peste 1500 de pacienți pot beneficia acum de consultații de specialitate chiar la ei în sat. Sunt foarte mulțumită. Astăzi a fost momentul în care am făcut o inaugurare a acestui cabinet, pe care pot să spun că mi-am realizat visul de 18 ani. M-am mai spus și repet, s-au făcut investiții mari în această clădire. Modernizarea dispensarului a costat 90.000 de lei, bani de la Consiliul Județean Brașov.